Valul 4 al pandemiei, prezis de autoritățile guvernamentale, își face puternic simțită prezența. Deși Partidul Liberal a organizat un congres cu 5.000 de persoane, Raed Arafati este supărat pe tinerii, care încă se mai distrează în cluburi, spunând că aceste fapte ne-au dus în situația în care suntem astăzi. Suntem în al doilea an de pandemie, iar măsurile propuse de autorități și campania de vaccinare nu ne-au oferit nici de un al patrulea val de pandemie. Ne întrebăm a cui este vina, a tinerilor. Raed Arafat consideră că aceștia sunt principalii vinovați de situația epidemiologică din țara noastră. Alexandru Cojucaru, secretarul executiv al TSD Mehedinți, trage un semnal de alarmă cu privire la acest aspect, apărând generația din care face parte. Din păcate, acesta nu este singurul caz în care Superman și gașca lui de incompetenți încearcă să-și ascundă eșecul, dând vina pe tineri. Superman să ne spună de ce la congresul PNL au venit sute de tineri din toată țara, într-un spațiu închis unde au fost prezenți peste 5.000 de oameni. Le transmit celor care guvernează în acest moment România să nu mai încerce să provoace și să semene ură între diferitele categorii de vârstă, între diferitele categorii sociale. Plata va veni și nu mai durează mult. Acest guvern trebuie să plece cu totul acasă. Am reușit să-l demitem, dar din păcate văd că atât timp cât sunt acolo la Palatul Victoria, ca și guvern interimar, fac la fel de mult rău țării, fac la fel de mult rău românilor. Pas cu pas, acest personaj malefic, acest eșec al clasei politice din România, Vasile Câțu, va fi aruncat de România acolo unde este locul, la lada de gunoi a istoriei. Nu mai este mult. Să sperăm totuși că acest guvern nu va mai face atât de mult rău românilor. Deși, sincer, ce am văzut și în ultima vreme, se pare că aceștia sunt puși și sunt dorni să distrugă România și să arunce românii din ce în ce mai mult în sărăcie. La acest moment, eu consider că dacă am respecta măsurile pe care le avem și dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet, am putea să controlăm situația, a declarat Raed Arafat, deși măsurile propuse de acesta nu au dat roade până în acest moment. Tinerii sunt noua țintă a autorităților. Aceștia sunt criticați dur de factorii decizionali care se ocupă de măsurile pandemice.